Ianis Guda, cunoscut antrenor în fotbalul juvenil, s-a aflat la Pitești pentru a urmări partida dintre FC Argeș și Unirea Alba Iulia. Acesta a rămas impresionat de echipa din Trivale. Mi-a plăcut Piteștiul, jucători tineri, talentați de viitor. Aveți 3-4 jucători foarte talentați, de fapt e o pepinieră care a produs tot timpul și Piteștiul cred că merită mult mai mult. Briceag și Alin Popa au fost printre nominalizații șlefuitorului de talente. Tehnicianul a dat și rețeta prin care FC Argeș poate promova pe prima scenă fotbalistică a țării. Sunt jucători tineri, toți ăștia mici, mie îmi plac și fundașul stânga și copilul care a marcat Popa, nu? Da, sunt jucători buni, talentați, trebuie să muncească și atunci FC Argeș cred că o să ajungă și în prima scenă. La final, Guda a avut și un mesaj special, prin care a urat succes la promovare echipei Fanion a județului Argeș. Baftă la copiii ăștia și să-i vedem în prima divizie pe FC Argeș, că merită.